Centrul de zi pentru vârstnici situat pe Alea Jiului a fost desemnat în cadrul unei gale organizate de către Ministerul Muncii și Banca Mondială ca model de bune practici în ceea ce privește domeniul protecției persoanelor vârstnice. Acest premiu a fost obținut în urma unei evaluări care s-a făcut de către Ministerul Muncii pe mai multe centre și acest centru a fost selectat printre centrele premiate din țară. Acum 3 ani a fost deschis printr-un proiect POCU, parteneriat cu organizația Caritas a diocezei Satu Mare. Centrul e deschis zilnic între orele 8-16 și avem o medie de frecvență cam de 50 de persoane pe zi.